Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am revăzut la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Ținând cont că de la o zi la alta tot mai multe categorii sociale sunt nemulțumite, iată că astăzi încercăm să aflăm de unde vin și de ce sunt nemulțumirile oamenilor în halate albe. Mă refer la halatele albe care lucrează în medicina primară, este vorba de medicii de familie. Pentru a dezbate toate aceste probleme ale sistemului sanitar în general și ale celui de medicină de familie, în special am invitat-o astăzi pe doamna doctor Angela Bica, vicepreședinta a Patronatului Medicilor de Familie din județul Neamț. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Bună ziua. Referitor la nemulțumirile medicilor și a cadrelor medii din sistemul de sănătate, aceste proteste au început mai de mult. În 21 martie a fost acel protest al sindicatelor medicilor din spitale, în care și medicina de familie a aderat, purtând acea grevă japoneză, când s-a purtat banderole albastre. În data de 24 s-a făcut un protest la Ministerul Sănătății, organizat de către Societatea Națională de Medicină de Familie, în care s-a transmis un memoriu, o petiție domnului ministru, în care s-au arătat toate aceste revendicări și faptul că de ani buni se fac memorii, se fac propuneri pentru modificări de legislație, astfel încât și lucrătorii din sănătate, medici și cadre medici, să fie mulțumite de activitatea pe care o desfășoară. Acea petiție, care în data de 24 martie a fost depusă la Ministerul Sănătății, a fost depusă și la Casa Județeană și, de fapt, la toate casele județene din, de sănătate deci din România. Deci a fost nu doar protestul medicilor de familie din județul Neamț, ci la nivelul patronatului. La nivelul patronatului și a Societății Naționale de Medicină și a fost înscris în programul de manifestări organizat de Alianța Medicilor, de Sindicatul Hipocrate, deci de, și de celelalte asociații ale medicilor din sistemul de sănătate românesc. În acest context, medicii de familie au cerut să nu existe discriminare. Trebuie arătat că în anul 2015, în octombrie, la medicii din spitale li s-au mărit veniturile cu 25% salariile. Este un lucru bun. Este un început, dar la ceilalți medici, medici de familie și medici dar de la... Dar nu numai medicilor, ci întregului personal. Întregului personal, începând de la medic până la portar. Dar ceilalți medici care lucrează în sistemul de sănătate, medici de familie și medici din ambulatori, care reprezintă 60% din medicii din România și 20% din cadrele medii, nu li s-a mărit veniturile. Ni s-a spus că noi suntem privați și nu îi interesează pe domniile lor ce venituri avem. Suntem privați, dar contractul care îl avem cu Casa de Sănătate este un contract restrictiv, în care valoarea de punct este fixă, numărul de consultații este fix, 20 de consultații pe zi, și nu avem voie să acordăm consultații în afara contractului contracost. Deci nu văd modalitatea prin care să realizăm și alte venituri în afară de cel cu contractul cadru. Cu asta, în timp ce medicilor din spitale li se permite să lucreze și în mediul privat, da, să aibă cabinete. Da, da.
În legea 95 din 2006 este prevăzut că un cabinet medical poate realiza venituri din contractul cu casa, din contractul cu DSP-ul, din contracte cu diverse instituții, din plata directă a consultațiilor, din sponsorizări, donații. Deci e o înșiruire întreagă. Ori din toată acea înșiruire din legea 95, numai contractul cu casa ni se admite. Spuneți-mi, vă rog, la data la care am discutat noi, săptămâna trecută și eu am realizat știrea, știre care a intrat chiar ieri, pentru că noi vineri nu am avut program de știri, am transmis în direct mai multe manifestări de la Roman Bodă și de la Basarabia și Bucovina, acel simpozion, și de asemenea de la Piața Neamț, unde a venit fostul președinte Traian Băsescu, care este un om politic care trebuia băgat în seamă, măcar să vezi ce mai face el după ce a făcut atâta rău țării. Dar asta e altă poveste. Și știrea a intrat ieri, eu am discutat cu noastră joia trecută. Mi-ați spus joi, când am documentat știrea respectivă, că urma să vă întâlniți sâmbătă în cadrul acestei forme de organizare. La dumneavoastră este profesională sau sindicală patronatul ăsta? Nu, patronatul este patronat, ca orice patronat, pentru că noi nu suntem salariați, nu putem să fim într-un sindicat, iar Societatea Națională de Medicină de Familie este societate profesională, deci sunt două asociații, una pe linie profesională și una pe linie patronală privind veniturile medicilor. Bun, și atunci dumneavoastră aderați și patron, noi, ca medici familie, aderați și la sindicate? Sunteți, nu, nu avem treabă cu sindicate. Nu suntem membri de sindicat, în schimb, asociația și patronatul se poate asocia pentru diverse manifestații. Cum a fost cazul acum? Cu diverse entități care pot fi sindicate, patronate, pentru că patronatul medicilor de familie este afiliat și face parte din patronatul mare național UGIR. UGIR înseamnă Uniunea Generală a Investitorilor. Da. La această ședință s-a hotărât că ne referim la ziua de sâmbătă. De sâmbătă au fost ședințe și de patronat și la Societatea Națională. Deci sâmbătă 27 parcă a fost. Nu, 24 a fost sâmbătă. 25. 25 sâmbătă, da. Caz este în 29. Și s-a hotărât că în aceste condiții foarte multe cabinete vor ajunge în faliment, pentru că finanțarea a scăzut. Deci la medicina de familie, anul trecut, în 2015, a fost alocat un venit de 6,5% din FUNAS, din Fondul Național de sănătate. Anul acesta, acest fond este de 5,8%. Deci o scădere de venituri. Pe urmă, din 5,8, dar de unde provine această scădere? Nu știm. Iar prin legea, prin codul fiscal, cabinetele medicilor de familie sunt suprataxate pentru că sunt considerate PFA-uri și s-a crescut cotele de impozitare, de taxare. La pensie s-a crescut la 10,5% sau 26,5%, s-a crescut taxele pe clădiri, pe impozite, fiind considerat activitate comercială, și atunci toate taxele care se regăsesc în codul fiscal sunt majorate. Este aceeași inepție ca la PF-uri. Nu vorbim la PF-uri, că acolo se face activitate comercială, ca la farmacii. Deci și farmacia este considerată tot... Farmacia este o activitate comercială. Dar nu este pur comercială, că ea este... Restricționată și ea în
nu mi se pare normal. Despre farmacie chiar nu știu să vă spun. Nu vin la tarab același lucru ca ai anumite restricții. Bineînțeles. Trebuie să respecti o legislație. Deci, în aceste condiții, veniturile cabinetelor medicale sunt foarte mici. Trebuie avut în vedere că salariații noștri, cadrele medii, li se măresc salariile și trebuie să le dăm. Deci au cărți de muncă absolut tot? Da, sau sunt înregistrați în regulă, deci plătim taxe și impozite. În afară de acestea, facturile s-au mărit, pentru că așa au crescut. La gazul metan, bine, noi sunteți mediul rural la lemne, dar la gazul metan cel puțin este o nebunie și la curent electric. Iar o altă nemulțumire este faptul că nu putem negocia contractul cu casa. Se spune că contractul... Da, mâine expiră. Da. Vi s-a prorogat termenul? S-a prorogat termenul. Pe când? Pe 1 iulie. Dar hotărârea a fost pusă pe transparență decizională pe 25 martie și se spune acolo că în termen de 10 zile să se vină cu propuneri. După care va fi publicată în Monitorul Oficial. Vechiul act adițional expiră, e valabil până la 31 martie. Între 1 martie și 5 aprilie, data cea mai devreme când poate fi publicată prorogarea în Monitorul Oficial, suntem fără contract. Deci este un vid legislativ. Nu știm ce vom face. În orice caz, recomandarea este ca medicii de familie, toți colegii, să înțeleagă faptul că dacă în aceste zile vor da documente în regim de casă de sănătate, s-ar putea peste 3-4 ani, când vine Curtea de Conturi, toate rețetele, biletele să ne fie imputate. Apropo de imputare de rețete și am înțeles că toată această perioadă de bâlbâială cu cardul și de nefuncționarea cardului v-au adus grave prejudicii. Da, pentru că s-au validat consultațiile și nu am fost plătiți. Noi am consulta pacienții, am eliberat aveți o evidență numărului de rețete nevalidate? Asta n-aș putea să spun, pentru că rețetele au fost validate ulterior. Dar în momentul în care vine Curtea de Conturi și îmi spune peste 2 ani consultația a fost nevalidată, deci consultația mea o șterge de tot, nu există, atunci tot ce s-a reieșit în urma acestei consultații, rețete, bilete, poate foarte bine să le anuleze. Anulându-le, trebuie să le plătească cineva. Cine e cel care plătește în mod obișnuit vinovatul de serviciu? Medicul de familie. Medicul de familie. Și atunci, acele consultații care nu ne-au fost plătite, deci mi s-a dat pomelnicul la sfârșitul lunii când am făcut raportarea și vom vedea peste 2-3 ani. Pe urmă, luna aceasta, de la 15 martie, de la 15 februarie, Casa Obstnaș nu a mers. Și acum merge? Nu știu. Acum, toate consultațiile pe care le-am raportat la 1 martie au fost nevalidate pentru că... Câte ați avut la cabinetul nostru? Eu nu am avut multe, dar am colegi care au toată lista sau o jumătate de listă. Ni s-a spus că sunt neasigurați. Am întrebat la Casa de Sănătate. Da, acolo nu răspunde nimeni. La Obstnaș nu răspunde nimeni, nu ne-a răspuns. Am făcut știrea numai cu declarația pe care mi-a dat-o. Așa. Iar la Casa de Sănătate ne-a spus să luăm de pe site-ul Casei Naționale, pentru că acolo figurează pacientul ca și asigurat, dar în sistemul SIUI este neasigurat. Voi vedea dacă voi plăti acele rețete sau nu peste un an. Cât astfel de pacient aveți? Eu anul
în februarie am avut numai 3 pacienți care... Și concret, la cei 3 pacienți care probabil au rețete, că sunt medicamente cu stent, cronice, cu diabet, cu... Deci așa, sunt rețete destul de... Cam cât se duce? Până în 10 milioane cel puțin. Cel puțin. Că la astea cam 1,5 milioane diferența. E că domnul plătește 1 milion și, deci fiind eu la inimă plătesc 1,5 milioane. Da. Diferența compensată. Da, dar cu diferența asta compensată nu știu cum s-o cotește casa, când vine imputarea, vine pe toată rețeta și ce-o plătit omul. Aoleu, pe toată rețeta înseamnă că o asemenea rețetă se duce cu mult peste 10 milioane. Da, pentru că totdeauna ne avem discuții cu casa de sănătate. Valoarea integrală a rețetei este, să spună, 100 de lei. Omul trebuia să beneficieze de 90% sau 50% rețetă compensată. Deci din cei 100, casa a achitat numai 50, dar mie când îmi face imputația, îmi face pe toată suta, pe toată valoarea. N-am înțeles niciodată și nici nu ne explică de ce. De ce nu... Noi contestăm. E contestat, dar acolo contestat în instanță. Mulți colegi se lasă pe gubaj. În instanță te judeci cam 2 ani cu o rețetă. Bun, dar nici nu poți. Dacă într-o singură lună ai o pierdere de cel puțin 50-60 de milioane, da, la da, 3 pacienți, dumneavoastră, deci la 3 pacienți, cam asta vă duceți undeva la... O să ajungem să ne obișnuim și noi să stăm mai mult prin tribunale decât la cabinet. Da. O mare, mare problemă și aceasta. Și spuneți că v-ați întâlnit sâmbătă. Da. Ați dus memoriu acela, a fost o delegație mai mare din toate județele, iar da, Neamțul a fost reprezentat de dumneavoastră. Da. Și doctorița, nu mai știu Bobocea. De unde e doctorița Bobocea? De la? La Tașca. Da. Memoriu a fost depus la Casa Neamț. Și la Casa Neamț. Da, dar la București, a fost parte din delegația de la București. Da, a fost acel meeting, pentru că nu a fost aprobat meeting-ul, acea deplasare în jurul Ministerului Sănătății, la care au participat 600 de medici de familie și s-a depus memoriul la Ministrul Sănătății. Dar și cum ministrul de-ați fost primiți la Ministrul Sănătății? Pentru că vreau să aduc în discuție acum numai s-a intrat și s-a depus memoriul. Dar v-a primit ministrul direct sau numai la cabinet? La ministru și-a promis că va programa o... Deci ați avut întâlnire cu ministrul, cum se numește? Ministrul Cadariu Achimaș. Cadariu Achimaș. Iată că cu Ministrul Sănătății s-a mai întâlnit și săptămâna trecută și cu președintele Casei de Sănătate, pentru că se încearcă negocierea contractului și acea negociere să se facă în mod real. Nu numai vine cu hotărârea de guvern, pentru că s-au întâlnit pentru propuneri de la contractul nou, care trebuia să intre în vigoare de la 1 aprilie. S-au dus cu memoriu, cu temele făcute, ce se dorește a fi schimbat, motivat, socotit, și când a ajuns la întâlnire li s-a spus nu contează acestea, pentru că hotărârea de guvern cu contractul și normele este, contractul este publicat în monitor, iar normele sunt la semnat la premier astăzi. Și între timp ați văzut normele, au apărut? Normele sunt aceleași de anul trecut și contractul e același de anul trecut. A, și de aici, din de aici norme, a început. Este această diferență de... Diferența iese din legea bugetului de stat. Diferența din legea bugetului. Din legea bugetului de stat. Pentru că acum ni s-a motivat că nu se poate face rectificare bugetară și să ni se dea și nouă bani, pentru simplu motiv că este legea bugetului de stat care nu poate fi modificată. Legea vine din guvernul Ponta? Da. Totuși, ministrul acela era un ministru chiar bun. Da, dar a luat de la medicii de familie și a dat dincolo. Plus că la sfârșitul execuției bugetare pe 2015, din calculele făcute de colegii noștri privind
fila de buget repartizată medicinii de familie și banii efectiv dați medicilor de familie, există o diferență. O diferență care nu este mare, este numai de 2 milioane de lei. Dar nu ni s-a explicat nici Ministerul Sănătății, nici Casa, nici Ministerul de Finanțe de ce nu a fost cheltuită toată fila de buget pentru medicină de familie. Spuneam, bun, și atunci ce ați hotărât la întâlnirea de sâmbătă? Deci ați revenit la București? Unde s-a desfășurat întâlnirea de sâmbătă? La București. Deci ați văzut o dată joi și v-ați mai dus o dată... Nu joi, că meetingul a fost sâmbătă. Cum sâmbătă? Nu, noi când am discutat ați spus că a fost miercuri meetingul. Nu, aia au fost numai întâlnirea cu Ministrul Sănătății, fără mers din toată țara. Aha. Avem numai delegația permanentă care are grijă să se duce în fiecare zi la ușa Ministerului și la ușa Casei de Sănătate. Deci există persoane din conducerea patronatului și a societății naționale care cu asta se ocupă. Și deci din această delegație de la Neamț, întotdeauna faceți parte Nu, e altcineva, că sunt 10 numai din toată țara, care sunt mai aproape de ca să poată ajunge în timp util la București. Iar sâmbătă a fost acel meeting și și ședința. Acum hotărârea este... Dar meetingul de sâmbătă a fost legal? Unde a avut? Nu s-a aprobat meeting și s-a... Nici cel de sâmbătă. Da, și s-a mers în jurul... Aha. Și sâmbătă v-ați mai dus și dumneavoastră personal? N-am ajuns sâmbătă. Am ajuns numai la ședința de după amiază. Aha. Și unde s-a hotărât că luni 1 aprilie să nu eliberăm rețete compensate și în regim cu Casa de Sănătate. Iar sâmbătă 1 aprilie județul Satul Mare în totalitate și județul Vaslui în totalitate nu semnează actele adiționale. Deci Vaslui și Satul Mare. Dar de ce e acolo? Acolo au reușit să strângă adeziuni pentru această formă de protest de la toți medicii din județ. Noi încercăm acum și vom vedea ce vom reuși. Vă întreb lucrul acesta pentru că, iată, totuși a fost un progres faptul că ați fost primit de ministru, pentru că managementul Spitalului de Urgență Roman, deci conducerea Spitalului de Roman, s-a deplasat până la București pentru discuta despre acea altă nefăcută, aceea când a luat mașina SMUR, care zace la ISU. Managementul Spitalului este o singură unitate, precând Societatea de Medicină de Familie sunt 11.000 de societăți. Da, sunt 11.000 de societăți, dar e o diferență. La spitalul, deci această folosire a mașinii acelea tip SMURD, o folosiți și dumneavoastră medicii de familie, deci afectează tot teritoriul românului. Da, dar în alt context este o problemă punctuală pentru o unitate, precând aceste probleme pe care le ridică. Eu nu știu dacă medicina de urgență e doar pentru spitalul deci, român. Nu e vorba de asta, e vorba de faptul că s-a dus ca și o singură unitate, nu s-a dus să vorbească numele tuturor centrelor de urgență. Dar nu vi se pare abuz flagrant acela de a lua mașina odată repartizată la Roman și nu să o duce să, să zacă la ISU? Nu știu ISU. Să vă spun care e modul de reglementarea care există. Ei spun că nu, că aceste mașini, că Neamțul este o excepție, că are două, că nu are nici măcar Iașu, și că, dar atunci când a fost repartizată, ține
țineți minte că s-a făcut o analiză pe cazurile, pe accidentele de circulație. Nu știu, pe, să vă spun, asta numai doamna de ambulanța poate să vă spun. Nu, erau foarte, foarte necăjiți și acum este mai bine că stă nefolosită. Trebuie găsit o formulă și aici eu cred că ar trebui o adeziune din partea așa dumneavoastră patronatului medicilor de familie față de această samavolnicie, mi se pare. Nu știm contextul și modul cum a fost dată, modul cum a fost luată. S-a dat atunci. Țineți minte că atât elicopterul cât și aceste ambulanțe smurt au fost obținute pe regiunea de nord-est printr-un proiect european. Da, și în Neamțului i-au revenit două mașini și atunci s-a spus așa, s-a mers pe rațiunea asta, făcându-se o analiză a numărului de accidente de pe E85, a numărului de 29 de localități de spitalul, doamnă, roman. Faptul, s-a spus, dăm una la roman urmând ca direcția. Este vorba de UPU. Este vorba de Centrul Primire Urgențe la Spitalele Municipale. UPU, există unitate de primire urgențe numai acolo și că nu poate fi transformată, deci, centrul asta de primire este, în UPU. Ține de reglementarea. Deci, și legislativ. Eu bătaie de joc. Toate aceste UPU, CPU, ambulanță, SMURD, țin toate de Ministerul Sănătății. Domnul ministru a spus că e prea ocupat și nu i-a primit. Și nu am nicio legătură. Deci ei sunt direct subordonați, sunt salariați ai Ministerului Sănătății. Deci sunt salariații dumnealor și nu au nicio treabă. Patronatul Medicilor de Familie și Societatea Națională a Medicilor de Familie nu are nicio treabă cu salariații spitalului. Sunt reglementări interne. Problema pe care vreau să o discut cu dumneavoastră este cea survenită iarăși la Roman. Dumneavoastră, ca și localitate, aparțineți de care centru? Unde faceți gardă în centrul de primire urgență? Nu se face la centru de primire urgență gardă. Nu se fac în centrele de permanență. Sunt în Roman 7 centre de permanență, mult mai multe decât ar fi nevoie, și sunt vă câteva în jur, la Adjudeni, la Moldoveni, la Oniceni, la Valea Ursului, Săbăoani, la Sagna, sunt foarte multe centre de permanență în jurul Roman. Și personal unde faceți? Eu nu fac la centru de niciun centru de permanență. În opinia mea sunt utile aceste centre de permanență, dacă pentru că nu au o încărcătură suficientă. Nu au încărcătură suficientă. În orașul Roman sunt prea multe și nu văd rostul. În timp ce există aceeași aglomerație și a ieșit scandalul ăla de nedescris cu nemulțumirile pacienților că așteaptă în centru de primire. Și atunci doctorul Arvătescu a venit aici, cred că ar trebui să existe și un consens al dumneavoastră. A venit cu o propunere care mi se pare foarte rezonabilă. A spus, domnule, în Roman câte sunt? 3, 4, nu știu câte sunt. Una în Bogdan Dragoș, 7. Ei, din cele 7, ia și du unul care să funcționeze în incinta spitalului, fie în dispensarul policlinic, fie alături de UPU, și acolo să facă de gardă medici de familie, de ce? Să poată face triajul, să nu se mai ducă cu o durere de cap, asta cu e, o tensiune scăzută. Populația deja s-a învățat și se duce la centrele de permanență. Deci nu văd rostul să fie gard ușă în ușă cu UPU. Păi ce rost are să stea medicul acolo și la UPU, un medic de familie? Nu are niciun rost. Așa, pentru că conform legislației privind reglementarea funcționării centrelor de permanență asigurate de către medicii de familie, scrie foarte clar că aceste centre de permanență se înființează în localitățile greu accesibile, la distanță mare de centrele de primire urgență. Deci nu se bate cap în cap legea cu ce dorește domnul doctor.
Nu știu, dar s-a cerut totuși aprobarea casei să vedem. Adică, domnule, ia unul de la unde e mai puțină adresabilitate, că este măsurată și asta prin număr de consultații. Desfințează acolo, că doar tot sub administrația primăriilor este. Da. Și dul unde, dar dintotdeauna a existat în policlinică. A existat în policlinică de gardă, o cameră de gardă în care și se plimba... copii era una așa, pediatrie și una se ducea adulți. Pacientul la UPU și de la UPU îl trimitea la camera de gardă unde era medicul de familie să-i dea bilet și pe urmă se întorcea înapoi. Deci era o... Dacă era caz de urgență, dar dacă venea numai cu o tensiune mărită sau cu toate fleacurile pe care... Toată lumea și... care vine direct la UPU problema lui mai, vine mai pentru simplu motiv că acolo este singurul loc unde nu are nevoie de card, nu are nevoie de asigurare, îi se fac analize gratuite și îi se dă medicație gratuită pentru 24 de ore. Ăsta e singurul motiv pentru care pacientul român se duce și aglomerează centrele de primiri urgențe, astfel încât urgențele majore care au nevoie într-adevăr de UPU nu și sunt. Atunci care e propunerea noastră pentru modificarea rezolvarea legislației? Noi am propus cel care vine nejustificat la UPU în loc să ducă la medicul de familie să fie sancționată într-un fel. Dar cam ce ai putea să-i faci pacientul? Nu știu. Că el nu-i doctor, nu ca să spună, domnule, pentru mine o tensiune mărită înseamnă da, dar nu pasul numai, de, dintre nu numai, viață și moarte. Nu numai o tensiune mărită, că o tensiune mărită e de UPU, dar poate să fie o... Păi, lor spun că nu-i de o tensiune mărită. Ei, nu. Păi dar dacă o tensiune de 25 la centru de permanență, nu ai ce-i face, pentru că nu ai un electrocardiograf la centru de permanență ca să vezi dacă nu are și un infarct, dacă nu face și un accident vascular. Deci nu poți să ai un simplu tensiometru. Ori îi găsești o tensiune 28 și o cefalee mare și vezi că are și o bradilalie și... Deci, ce înseamnă asta, bradil? Vorbește mai rar și cu gura strâmbă, ăla trebuie investigat și dus de urgență la UPU. Atunci, care sunt cazurile de aceste centre permanente, în opinia dumneavoastră? Centrele care afecțiunile de cod care pot fi rezolvate de medicul de familie. Cod albastru. Albastru. Febră, o răceală, Guturai, deci afecțiuni strănut care se pot rezolva în mod curent de către medicul de familie. Este trecut în acea legislație a funcționării centrelor de permanență. Că deci, nu, dacă, nu orice... dacă s-a schimbat legislația și dacă s-ar înființa un asemenea centru, nu se nu poate. Conveni să vină... Nu e vorba de convenit sau de neconvenit. Este vorba de curicula medicului de familie care dă posibilitatea medicului de familie să acceseze numai anumite servicii în funcție de competența sa. Domnii doctori din spitale doresc ca această competență a medicului de familie să fie depășită. În cazul unui proces, în cazul în care se întâmplă o nenorocire într-un centru de permanență, la tribunal medicul de familie este pasibil de pedeapsă maximă cu pușcărie pentru depășire de competențe. Nimeni nu te salvează. Nu vine domnul doctor Arvătescu să spună lăsați-l, iertați-l că și-a depășit competențele. A vrut să ne degreveze pe noi de activitate. Nu știu, aici mi se pare că ar trebui să vă întâlniți. Să ne întâlnim, dar în legislație spune medicul de familie atâta competență are. Punct. Și la cabinetul meu de medicină de familie, în momentul în care consider că nu mai e de competența mea, îl trimit. Îl trimit cu ambulanța și în timpul programului de cabinet. Deci nu este o problemă. Doamna doctor, cum mai funcționează cardul? Este ultima întrebare pe care vă pun. Acum văd că funcționează de o lună de zile după ce a fost scandalul cealalt. Da, eu de bea seara am aflat că și-a dat directorul casei Ciucă, da, și-a dat și demisia. Nu există director. Deci nici la Casa Națională. Este interimar, dar de când și-a dat? De săptămâna trecută. Din ce motive? Nu știm. Doctorul Tibinchi e interimar, era director.
Așa, și la neamț nu vrea nimeni. La că neamț toți nu au vrea căzut, toți au picat da, la examen. Da, toți directorii de case județene au picat examen. Am înțeles, unul l-a prins copiind, ca pe copiii mici, iar un nou examen, nu știm. Așa, și la neamț, doamna Tomulese, de ce nu-și dorește nu funcția? Nu știm, asta întrebați-o pe dumneavoastră. La Neamț, la Iași, mai sunt... Care mai sunt relațiile dumneavoastră cu casa? Noi avem o relație destul de bună cu casa. Trebuie ținut cont și de faptul că salariații casei județene, în afară de a transmite doleanțele noastre și nemulțumirile noastre către Casa Națională, mare lucru nu pot face. Și atunci noi transmitem memoriu, doamna directoare îl transmite mai departe și... Concluzia, doamna doctor, vă rog, vor fi eficiente aceste presiuni pe care le faceți? Noi sperăm să fie eficiente, sperăm într-o modificare și o reală negociere a contractului cu Casa Națională, deoarece contractul cadru prevede că aceste contracte sunt contracte civile și să fie orice contract civil este o negociere între părți, nu o impunere cu pumnul masă. Deci, în condițiile în care nu vi se aprobă, veți proceda ca la Satul Mare, ați spus, și dumneavoastră Vaslui. Dumneavoastră la Neam, și sunteți pe sânge de semnături da, acum? Și acest lucru se întâmplă în toată țara. Deci în toată. Și asta ce urmează? Să stabiliți o zi în care ei și-au stabilit 1 aprilie să nu elibereze. Dumneavoastră când veți stabili? Tot 1 aprilie. Deci până nu, deci de 1 până aprilie nu, să până... ne ducem la medicul de familie. Da, pentru că... Și nici la cei din ambulatoriu? Pentru că de la 1 aprilie nu avem formă legală de a elibera documente în regim cu Casa de Sănătate. Deci nu avem formă legală. Da. Contractul se termină pe 1 aprilie, iar de la 1 aprilie prorogarea nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Până la data când se va publica. 1 aprilie e când? Vineri. Vineri. Și dumneavoastră reușiți până vineri să strânge semnăturile astea așa încât să nu... Vom vedea. Vom vedea. Dar cine trebuie să semneze aici? Toți medicii? Păi fiecare medic de familie are contract individual cu Casa de Sănătate. Bun, și unde trebuie să semneze ei? Contractul, actul adițional cu Casa de Sănătate. Deci Casa de Sănătate vine cu o hârtie scrisă, semnată de doamna directoare și eu trebuie să-mi pun semnătura. Contractul, acel act adițional nu există. Da. Deci actul adițional îl face Casa de Sănătate și eu să mă duc să semnez. Dar neexistând acel contract, deci, stimați spectatori, rețineți, se apropie 1 aprilie, nu-i păcăleală, nu este niciun fel de păcăleală. Nimic, nu avem niciun... Nu vă duceți pe 1 aprilie la niciun medic de familie, nici în ambulatoriu, că vă duceți degeaba. Când iată, este nu o formă de protest a medicilor. Nu avem nimic legal în baza căreia să eliberăm documente. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Știu că ați fost foarte, foarte ocupată și ați făcut chiar un sacrificiu să veniți azi la emisiunea mea, dar iată, fiind așa de multe probleme de transmis, lucrurile au fost deosebite. Vă mai așteptăm aici la Roman 24. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă spun o zi bună, rămâneți pe Roman 24 online.